Lecția de astăzi se intitulează Copacul uriaș. Text de memorat. Creșteți în harul Domnului. A doua epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 18. Mesaj. Dragostea lui Dumnezeu ne ajută să creștem în asemănarea cu El. Ai plantat vreodată o sămânță? A crescut repede sau încet? Cum era planta? Înaltă sau pitică? Mulți dintre oamenii care veneau să-L asculte pe Iisus erau țărani care cultivau plante. De aceea Iisus a folosit exemplul unei semințe pentru a-i ajuta să înțeleagă împărăția cerurilor peste care El este Domn. Împărăția cerurilor, a spus Iisus, se aseamănă cu o sămânță de muștar. Oamenii care-L ascultau pe Iisus știau că muștarul face semințe mici. Ele erau cele mai mici semințe pe care le cultivau. Dar atunci când este pusă în pământ, sămânța de muștar încolțește, crește și crește până ce ajunge un copac mare. Apoi păsările vin și își fac cuib în ramurile lui. Când a spus că sămânța aceasta se aseamănă cu împărăția cerurilor, Iisus a vrut să spună că, de îndată ce îl rugăm să locuiască în inima noastră, El plantează în noi o sămânță de dragoste. Când asculți povestiri biblice și când îl inviți în viața ta, planta crește și se face mai puternică. În curând, toți o pot recunoaște. Oamenii își dau seama că porți în inimă dragostea lui Dumnezeu, că Iisus este prietenul tău cel mai bun. Atunci vor dori să stea în preajma ta, așa cum păsările vin și își fac cuib în ramurile copacului de muștar. La aceasta se referea Iisus când a spus că împărăția cerurilor se aseamănă cu sămânța de muștar. Dar El a mai vrut să spună că povestea dragostei sale începe în câțiva oameni. Oamenii care L-au cunoscut când a fost pe pământ sunt ca o sămânță mică. Pe măsură ce le-au spus altora despre El, mai mulți oameni L-au urmat, ca și cum planta creștea. Atunci când cineva îi spune altcuiva despre dragostea lui Iisus, planta dragostei lui Dumnezeu crește mai mult. Când toți cei care Îl iubesc pe Iisus le vorbesc altora despre El, planta se transformă într-un copac. Din ce în ce mai mulți oameni doresc să afle despre Iisus, așa cum este căutată umbra răcoroasă a unui arbore, în ramurile căruia păsările își fac cuibul. Dragostea lui Dumnezeu este ca o sămânță mică ce crește în inima noastră de fiecare dată când învățăm mai multe despre El și pe măsură ce Îl invităm zilnic să locuiască în noi. Apoi, împărăția cerurilor crește din ce în ce mai mult pe măsură ce oamenii află despre dragostea sa.